V-am promis un joc nou și hai să-l facem, nu? Se numește Spot the Fake News. Exact. Și e foarte popular prin străinătate. Ca să zic așa. Prin străinătățuri. Eu vă zic un titlu de știre, okay, și voi îmi ziceți dacă este știre falsă sau știre adevărată. Ok. Hai. Sunteți gata? E simple. Dar trebuie să votați. Deci sunteți cu toate o echipă. Ok. Și votați. Trebuie să votați foarte repede, pentru că nu avem foarte mult timp. Da? Da. Și una dintre voi, hai să zicem, Raluca spune dacă e adevărată sau falsă. Ok? Ridicați mâina mai bine. Sau așa. Da. Pam, 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 pam. Da? Deci fiți atenți. A, uite. Regele Olandei Willem Alexander a recunoscut că în secret este pilot al companiei KLM. Adevărat. Stai, Raluca stai. Decide. Zi. Nu, eu zic că e fals. Este o știre adevărată. Este reală. Hai să schimbăm pe ce a zis Raluca. Andrei? Hai. Gata, hai să schimbăm pe Alexandra. A doua. A doua știre. Guvernul mexican cumpără scări mobile ca răspuns la zidul pe care vrea să-l construiască Donald Trump. Scări mobile. Este o știre falsă. Corect! Yeah! Un bărbat care susținea că a fost iubitul lui Vladimir Putin a fost ucis în Elveția. Adevărat. Nu m-ar mira să fie așa, nu știu sigur, dar... Deci adevărat? Tind să cred că e adevărat. Adevărat. Este fals! E falsă, fetelor! Sper că domnul Putin nu a auzit răspunsul nostru și nu-l va traduce nu, în limba nu rusă. Nu cred că auzi niciun răspuns. Continuăm, fetelor. Da, da. Studiile arată că utilizatorii de Internet Explorer au IQ-ul redus. Da, adevărat. Ia. Deci? Se zice că e adevărat. E, știrea este falsă! Pentru și de ce? Am și răspunsul. Pentru că nu mai există utilizatori de internet. Ai să râzi, dar mai există. Iartă-mă. Ok, trecem mai departe. Pentru cei pe care îi știi, că poate sunt prieteni. Sunteți gata? Fiți atente. În Malaezia a fost deschis primul bancomat de hot dogi. Da. Este fals, sigur. Sigur. Sigur fals. Adevărat că nu cred. Fals. Fals, 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 fals. Hai, hai. Este adevărat. Ei, da. Părea prea true to be. Te referi la automat din ăla, nu? Nu, un ATM de hot dog. Chiar așa sună știrea. Liderul nord-corean a dat o petrecere pentru a sărbători lansarea unei rachete. Nu petrece. Nu, el nu zâmbește. Nu se distrează. El cucerește, nu petrece. Deci? Deci? Alexandra? Alexandra. Nu. Aș... Te aude, Kim? Fals. Aveți dreptate, este falsă, bravo! Nu am fost invitată la petrecere, nu data. Și pentru că tot vorbim despre Coreea de Nord, sună așa titlul. Toate pisicile din Coreea de Nord au fost strânse la un loc și mutate doar în sudul țării. Hai! E the last one, fetelor. Asta chiar cred, apăca că în sudul țării deci, nu le-au dus de tot. Deci răspunsul vostru este? Da, adevărat. Da, adevărat, chiar cred. Bine! Nu știm să explicăm de ce au fost mutate, dar ne gândim că au crezut că e ceva rău cu ele și le-au trimis spre Coreea de Sud. Sau da. Pentru niște delicate. Haideți, nu, le-au trimis și la oamenii din Coreea de Sud că eu n-am făcut poze cu pisici pentru Instagram și să facă și ei niște like-uri. Mai facem? Eu mai am. Mai avem timp? Mai putem? Hai două. Haide, două, repede. Russell Crowe și-a vândut toate piesele de recuzită pe care le-a folosit în filme. Toate. N-are chiar pe toate. Nu cred. Parțial. Ar fi super sensibil. No. Erau ale lui? Erau ale studiourilor? Erau ale lui. Deci, hotărâți-vă. Fals. Știrea este adevărată. A fost licitația acum câteva zile. Și da, asta e prea ușoară. Da. Eu am luat casca din Gladiator. Mie că dacă o dau pe asta este prea ușoară, dar hai. Ia să vedem. Beyoncé este însărcinată. Fals. Ei, dar poate că iar e. Fals. Ați intrat în ultimele două zile pe net să căutați? Am fals. Sună-l pe Jay-Z, te rog. Yebi. Mă sună el mai nou. Fals. A fost ultima întrebare la jocul ăsta și aveți dreptate, este o știre fake. Spot the fake news.
cu fetele de la Elist și cred că au răspuns corect la mai multe întrebări. Dar vreau nu și o site de pe care citim pe știri. Da, e docs.google.com.